Victor Stepăniuc, președintele Comisiei pentru Organizarea Manifestărilor Consacrate, aniversarea 100 de ani de la proclamarea Republicii Democratice Moldovenești, ex-viceprim-ministru, doctor în istorie, conferențiar universitar. Stimate domnule președinte, stimată audiență, noi azi trăim un moment istoric deosebit, din cauza că ne-am întrunit la această adunare festivă, care probabil că trebuie să o facem încă atunci când ne-am declarat suveranitate, în 1990, la 23 iunie. În acel document și în documentul despre independență trebuie să fixăm continuitatea istorică a statului Republica Moldova de astăzi. Trebuie să recunoaștem că pe parcurs de 26 de ani lucrul acesta nu l-a făcut în primul rând clasa politică, adică e o mare restanță a noastră. În acest context, și ca politician și ca doctor în istorie, vreau să vă spun că statele din jurul nostru, în primul rând Ucraina, țările Baltice, Georgia, Azerbaijan și alte state, ele au această continuitate istorică tot de la anul 1917-1918, deoarece după prăbușirea Imperiului Rus, după prăbușirea monarhiei, odată cu venirea guvernului provizoriu, s-a luat decizia de a merge la o reorganizare federativă a Rusiei. Rusia trebuia să devină un stat democratic, o republică federativă democratică. Trebuie să spunem că o mare problemă pentru reformele politice de atunci, desigur, a fost problema războiului mondial, deoarece a fost foarte complicat de promovat aceste două mari reforme. Pe de o parte să duce războiul, pe de altă parte să vorbești despre reforma agrară și pe a treia parte să faci reforme politice. Guvernul provizoriu al lui Lvov și după aceea lui Kerensky, de fapt, nu s-au isprăvit cu această sarcină. Până la urmă a început dezorganizarea, de fapt, a statului, a armatei care s-a aflat pe front. Și în aceste condiții complicate, asemenea popoare, cum au fost polonezii, cum au fost finlandezii, cum au fost ucrainenii, moldovenii, belarușii și alte popoare, au pornit pe calea creierii autonomiilor. Ucraina s-a declarat stat autonom încă în iunie 1917. În timpul acesta, moldovenii, circa 300 de mii, se aflau pe front, se aflau în spatele frontului, aici în Basarabia, în regiunea Odesei, și ei, desigur, în comunicarea aceasta cu ucrainenii, cu lituanienii, cu polonezii, au hotărât că ei tot, basarabenii, au drept să revină la statul lor național. În cele din urmă, ostașii pentru ce pledau? Ei pledau pentru pace, ei pledau pentru reformă agrară, ei pledau pentru drepturi politice și au început să pledeze pentru autonomia acestor regiuni, dar unele, de exemplu ucrainenii, au pledat concret de acum din mai-iunie pentru crearea Republicii Ucrainene. Pentru moldoveni, exemplul ucrainenilor a fost unul fundamental, deoarece comunicarea aceasta pe front era deci una foarte clară. Au apărut comitetele militare ucrainești, au apărut comitetele militare moldovenești. A apărut Rada Supremă de la Kiev, creată încă în mai-iunie. Deci moldovenii la fel credează ca să creeze un asemenea organ, un fel de parlament temporar, și ei l-au numit de la început organ suprem, după aceea l-au numit comitet suprem, după aceea l-au numit sfatul țării. Și trebuie să spunem că în urma unor etape care au fost anunțate și în mesajul domnului președinte, noi ne pomenim în luna octombrie-noiembrie cu o mare mișcare națională care pledează concret pentru restabilirea statalității. Eu am aici documentul din ziarul Sfatul Țării, declarația aceasta din 2 decembrie. Marea tragedie, și profesorii noștri de istorie știu, atunci când despre acest document în țară uneori nu cunosc nici profesorii, nu cunosc studenții, nu cunosc elevii la școli. Și asta e o mare problemă noastră când vorbim despre predarea istoriei noastre naționale. Ce este scris în acest document? În acest document, care este publicat doar la câțiva autori, și majoritatea autorilor sovietici nu l-au publicat, fiindcă ei de fiecare dată au criticat Sfatul Țării pentru trădare. Astăzi, această pagină a istoriei noastre este falsificată de istoriografia românească.
fiindcă ei urmăresc în urma sfatului țării doar actul unirii de la 27 martie 1918, care s-a petrecut în condiții de ocupare militară, în condiții de represiuni, de împușcarea deputaților sfatului țării. Au dispărut circa 40 de oameni, 17 au fost împușcați, în urma represiunilor și operațiunilor militare armate române au murit peste 30.000 de populație și trebuie să spunem că luptele au durat pe parcursul a două luni, în ianuarie-februarie 1918. Dar aceasta este altă pagină a istoriei. Astăzi trebuie să spunem principalul, că datorită acestei mișcări populare de jos, doar o republică se creează de jos. Statele monarhice se creau de domnitor, de rege, de împărat. Republicile se creează de jos. Și în sensul acesta, Republica Ucraineană, Republica Lituaniană, Republica Moldovenească au fost create printr-o mișcare a țăranilor, a militarilor, a intelectualilor, a muncitorilor, a clerului. Desigur, profesorii de istorie știu că alături de Sfatul Țării a existat și mișcarea sovietilor. Într-adevăr, în Basarabia această mișcare a fost. Dar această mișcare trebuie să recunoaștem astăzi, noi cei care am învățat istorie în perioada sovietică, că această mișcare a fost una slabă. Și ea nu a preluat puterea aici. Puterea a fost preluată concret de partidele acestea naționale și inclusiv de adepții Partidului Socialist Revoluționar, care comisarul guvernal Cristi, care s-a înclinat în folosul sfatului țării. Deci el a devenit ministru în Guvernul Republicii Democratice Moldovenești, a devenit ministru de intern. Deci în felul acesta trebuie să spunem că Revoluția Bolșevică, de fapt, sfatul țării nu a susținut-o. Dar niciun organ, în afară de sfatul țării, în afară de Republica Democratică Moldovenească, de conducere respectivă, în noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, în acele 5 luni de zile, nu a încercat să facă relații recunoaștere internațională. Aceasta a făcut-o doar conducerea Republicii. Într-adevăr, și Inculeț, și Iercan, șeful guvernului, și ministrul de externe Pelivan, la prima etapă, în decembrie, ianuarie, februarie, ei au pledat concret pentru independență. Istoricii despre asta știu. Vreau să vă spun că documentele despre sfatul țării, care în perioada sovietică au fost secretizate, acum ele există liber. Și eu vreau să-i felicit pe cei profesori, care îi avem inclusiv în sală. Da? Deci Izeslav Levit, care are o lucrare fundamentală, ea se numește Republica Moldovenească. Deci domnul Alexandru Roman, care e în sală, domnul Valentin Beniuc, domnul Sergiu Nazaria, domnul Ruslan Șevcenco, și mulți alți, domnul Vasile State și mulți alți istorici care, nicătând la toate problemele care există acum în învățământ, au putut să prezinte, deci, o opinie concretă și obiectivă asupra acestor evenimente. Eu vreau să-i mulțumesc președintelui Dodon, fiindcă președintele Dodon este președintele care, pe parcursul acestor 25 de ani, este prima persoană care a conștientizat că această pagină a anului 1917 pentru noi, pentru moldoveni, este o pagină luminoasă. E a noastră, ea nu este una străină. Eu vreau să felicit și să mulțumesc membrilor Comisiei de Stat care au lucrat, care au organizat câteva conferințe importante și care au venit pe acel plan de activitate pentru a comemora acest eveniment și pentru a corecta în măsura posibilităților informația despre anul 1917-1918, în așa fel ca ei să ajungă în manualele școlare și în manualele studenților. Eu vă mulțumesc, vă doresc sănătate, trăiască Moldova! Vă mulțumim, domnule Stepaniuc!